Situată în sudul ținutului Maramureșului, la aproximativ 80 de kilometri de sighetul Marmației, Borșa este o destinație foarte solicitată de iubitorii de natură. Complexul turistic Borșa beneficiază de o climă propice atât tratamentului, cât și practicării sporturilor de iarnă. Aerul este curat, lipsit de alergeni și puternic ozonizat. Amatorii de drumeții și pasionații de ski sau snowboard se pot bucura de peisajele mirifice din munții Rodnei, stațiunea montană Borșa fiind dotată cu mai multe pârtii de ski alpin și cu cea mai lungă trambulină naturală din România. Borșa este de asemenea poarta de intrare în Parcul Național al Munților Rodnei, Alpii Maramureșului, cum sunt denumiți la superlativ acești munți. Rezervația naturală întinsă astăzi pe o suprafață de 46.400 de hectare, extinzându-se și pe teritoriile județelor Bistrița-Năsăud și Suceava. În 1932 a fost constituită rezervația naturală Pietrosul Rodnei. În scopul protejării numeroaselor specii floristice și faunistice de aici, unele extrem de rare. Astăzi, teritoriul din jurul Pietrosului Rodnei a fost declarat rezervație a biosferei în cadrul programului UNESCO Omul și Biosfera. Complexul turistic include mai multe hoteluri, cabane, restaurante și centre de informare turistică. Tot aici, turiștii pot primi găzduire în numeroase case particulare și pensiuni agroturistice. În centrul stațiunii veghează o biserică tradițională maramureșană, construită integral din lemn, fără cuie sau alte îmbinări din fier. Localitatea Borșa este menționată pentru prima dată în anul 1365.